Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre structura atomică a substanței, fenomenul de electrizare și sarcina electrică. Obiectele care ne înconjoară se numesc corpuri. Corpurile sunt alcătuite din substanță. Cea mai mică particulă dintr-o substanță, care păstrează proprietățile fizice și chimice ale acesteia, are o structură complexă și nu se poate divide, poartă numele de atom. Un atom este alcătuit din nucleu și unul sau mai mulți electroni care gravitează în jurul nucleului. Nucleul atomului conține protoni și neutroni. Fiecare electron și proton este caracterizat de o mărime fizică numită sarcină electrică elementară. Electronul are sarcină electrică negativă, iar protonul sarcină electrică pozitivă. Atomul este neutru din punct de vedere electric, adică numărul sarcinilor pozitive din nucleu este egal cu numărul sarcinilor negative din învelișul electronic. Există anumite procedee prin care electronii trec de pe un corp pe altul, și spunem că atunci are loc fenomenul de electrizare, în urma căruia pe corp vom avea un număr diferit de electroni față de protoni. Trebuie să reținem faptul că electrizarea se produce prin migrarea sarcinilor electrice și nu prin crearea altora. Electrizarea se poate face prin frecare, contact sau influență. Mărimea fizică ce măsoară starea de electrizare a unui corp se numește sarcină electrică, se notează cu litera Q mare sau Q mic și, în sistemul internațional, se măsoară în coulombi. Ea nu poate lua orice valoare, ci este un număr întreg de sarcini electrice elementare. În acest experiment se poate observa că în urma frecării balonului cu fularul, cele două corpuri se electrizează, unul pozitiv și celălalt negativ. Într-un corp electrizat pozitiv, numărul protonilor este mai mare decât al electronilor, iar într-un corp electrizat negativ, numărul electronilor este mai mare decât numărul protonilor. Aici se poate vedea cum cele două corpuri, încărcate cu sarcini electrice opuse, se atrag. Prin contactul unui corp neutru cu unul electrizat, cel neutru se electrizează cu sarcină de același semn ca și cel electrizat. Bobița de aluminiu va fi atrasă de riglă până când se încarcă cu sarcină de același fel, apoi este respinsă. În concluzie, două corpuri electrizate care au sarcini de semne diferite se atrag, iar două corpuri electrizate cu sarcini de același semn se resping. În cazul electrizării prin influență, un conductor neutru, aflat în apropierea unui corp electrizat, se electrizează la un capăt pozitiv și la celălalt negativ. Capătul aflat în apropierea corpului electrizat are sarcină de semn opus sarcinii electrice a corpului. După cum se poate observa, electrizarea prin influență este un procedeu de electrizare la distanță. La final, aș dori să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Care credeți că este principiul de funcționare al unei imprimante laser, știind că în construcția ei se folosește fenomenul de electrizare a corpurilor?